Asta arată bine, bă. Da? Oh, da. Grab your orb. La robotul ăsta pe engine, care se face și minge. Da. Ai o minge în loc de armă când ataci, știi? Da. Da. Beton spin. Eu mă prim cu robotul ăsta pe aici. Și eu sunt în minge. Attack the enemy prime node. Au. Au, da. Îmi place harta asta. Red orb picked up. În cazul în care nu te-ai prins deja. Mi-ai zis deja de 5 ore, așa că... Doar de 4, dar în fine. E. E simpatică. Nu te chem bac pula în cur. Hit and run! Red orb dropped. Attack the enemy prime node. Ia mă să ne dăm cu racheta. Bă! M-am izbit de perete și n-am sărit, ce s-a întâmplat? Nu merge la Redeemer, merge la lansatorul de rachete normal. Și cum o controlezi? La lansatorul de rachete normal nu poți. Băgați-i pula în ea. Adică l-a băgat degeaba ăla. Nu chiar. Poți să faci niște kill-uri super mișto cu el. Red orb, și ai cu peretele, chestii. Bă, dar roboțelul ăsta care e bilă mi se pare fantastic, frate. Ce idee de liman a avut ăla care l-a făcut. 5 minutes remain. Cineva a plantat chestia aia cu zona până care trebuie să mergi încet. Aha. Red orb dropped. Eu sunt tot în bilă, tu ce faci? Merg să le cuceresc un punct. Merge modul, apropo. Care? Bouncy racket. Da, am văzut că merge. Red orb destroyed. I-a schimbat numele la statorul de rachete. Cum îl cheamă? Destroyed. A? Poftim? Cum îl cheamă? Bouncy Rocket Launcher. A, da, văd. Ce caterincă e. Bă, dar dă săracul ăla cu Redeemer-ul, nu se încurcă. Da, eu mă plin cu mingea în continuare pe hartă. Până îți iei un Redeemer pe scufiță. Păi mi-am luat mai devreme unul. Red orb dropped. Low rage. Vehicular manslaughter. Red orb destroyed. Blue orb picked up. Vițar Redeemer-ul de cap să ți fie. Mi-am luat un Redeemer pe scurt. Red orb picked up. Attack the enemy prime node. Mergeam să-i cuceresc punctul și... A dat-o sărmanul. 3 minutes remain. N-ai văzut ce fac cu Redeemer-ul de 3 minutes. Blue orb picked up. Red orb dropped. Ce simpatică e mingiulița asta. Roadkill! Am făcut puțină curățenie la el în bază. Am văzut. I-am luat vreo 5. Ce faceți voi aici, mă? Attack the enemy prime node. Mapa asta e un joc cu bila. Red orb picked up. M-ai auzit? Mhm.
pula în redeemerul lui, a tras de direct în mine cu redeemerul. Red orb dropped. Attack the enemy prime node. Îmi place să-i le dau cu peretele, știi? Cred. Era nebunie dacă erau pentru redeemer făcute. Red orb. Dă-i seama ce era păcată, nu? Red orb picked up. Attack the enemy prime node. Te prinzi, mă? Aha. Dacă aveam bouncy racket-ul pentru redeemer. Ar fi fost mișto. Mă chemeam să-i capturez punctul bine sărmanul cu redeemer-ul că de... Așa. Attack the enemy prime node. Pula. Îmi bag pula plecurii din mărul. 30 seconds left. Red orb picked up. Multi-kill. Bă, la Gheol Palmi sunt ăștia, mă, nu glumă. 10, 9, 8, blue core is vulnerable. Blue core is under attack. Overtime. I-am băgat redeemer-ul direct în core. Blue core is under attack. M-am dus la spatul cu lansatorul de rachete, am crăpat în 2 secunde. Eu sunt la ei, la core. Și m-am crăpat un sărman cu redeemer-ul, că de... Îmi bag cu la redeemer-ul lui, că de-abia mă lansase, m-am crăpat un prost. Red orb picked up. Vă merg în vită. Am crăpat în aia, cu pizdoaca, mătii. Mă teleportez la noi în bază. Red orb dropped. Mă teleportez că mai aproape de căcaturile de cor. Red orb dropped. Blue orb picked up. Merg cu Paiangenul la plimbare. A, tu erai în Paiangen? Nu, dar de acum l-am luat. În vrat sau te duci cu Bila? Cu Bila. Vezi că a început să-și cucerească omul, te duce degeaba la corul lui. Mi-a nenorocit robotul, mă. Zici tu că a cucerit ăla, a? Mhm. Stai, că se rezolvă. Attack the enemy prime node. M-am dus-o că pe unul. A venit un prost, mi-a tras cu redeemer-ul în ochi. I-am distrus punctul. Bun. Red orb picked up. Te văd, sunt în spatele tău. Hai. A venit un spart, spart. Am văzut. A capturat idiotul ăsta jumătate de hartă, văd că... Nu-i problemă, se rezolvă. Blue core is vulnerable. Attack the enemy core. Totul se rezolvă cu rachetă între ochi. Blue core is critical. Blue core is secure. Attack the enemy. Blue core is pe morții tăi în gât. Chiar când am ajuns la el în bază, e secure? Da, a capturat punctul de pe stânga. Double kill. Nu a fost la stânga lui.
Zic când pot să merg să-i o trag la cur. Trebuie să mergem pe stânga să-i crăpăm nodul. Nicio problemă. Nu cred că mai avem timp. Am ajuns cu Redeemer acolo. Și eu. Nu mai are punct. Îmi place harta asta, vreau să mai jucăm din ce mic el. Ne apucăm să căutăm chestii.